Afișajul media este un sistem multimedia conectat. Folosește-l pentru a te bucura de conținut multimedia și pentru a activa sistemele de asistență la condus și la parcare. De asemenea, îl poți folosi pentru a-ți asocia telefonul prin intermediul Bluetooth, pentru a efectua sau primi apeluri telefonice în siguranță, prin intermediul ecranului sau al controlului de pe volan, pentru a reda muzică sau pentru a utiliza proiectarea mobilă Android Auto sau Apple CarPlay, pentru a accesa sistemul de navigare al telefonului. Sistemul tău multimedia este echipat cu funcția de recunoaștere vocală, astfel încât să poți controla anumite funcții multimedia și ale telefonului, fără a-ți abate privirea de la drum. Utilizează acest buton de pe volan pentru a accesa recunoașterea vocală. Trebuie doar să rostești meniul pe care îl dorești după semnalul sonor. Reține că sistemul funcționează cel mai bine atunci când cuvintele sunt rostite clar și nu există alte sunete sau voci în fundal. Apasă pictograma acasă pentru a accesa principalele caracteristici ale afișajului media. Radio, media, telefon, setări vehicul și integrarea smartphone. Apasă aici pentru a accesa meniul setări. Acest buton este o comandă rapidă pentru setările vehiculului. În final, în torpedo există un suport pentru telefon care poate fi poziționat lângă portul USB din spatele ecranului multimedia. Scoate capacul, apoi clipsează suportul conform indicațiilor. Poți utiliza smartphone-ul în poziție verticală sau orizontală. Meniurile Radio și Media îți oferă acces la radio și la muzica ta preferată. Radioul este accesibil din meniul principal, apăsând Radio. Există trei moduri din care poți alege: frecvențe, listă și presetări. Utilizează modul frecvență pentru a căuta automat sau manual postul radio prin scanarea intervalului de frecvențe ales. Apasă acest buton înainte-înapoi pentru a merge la următorul post. Modul listă este foarte util dacă cunoști numele postului pe care îl dorești. Apare o listă cu numele posturilor în ordine alfabetică. Selectați pur și simplu prin oprirea la postul dorit sau apăsând pe acesta. Utilizează modul presetări pentru a salva posturile preferate, astfel încât să le poți accesa mai ușor. În timpul redării unui post, mergi la meniul presetări și apasă lung pe unul dintre butoane. Utilizează meniul setări pentru a-ți configura opțiunile radio. Acum poți activa sau dezactiva serviciul trafic sau urmări o frecvență indiferent de poziția ta geografică. Poți de asemenea utiliza meniul media pentru a reda muzica proprie de pe sursa auxiliară prin portul USB sau, de exemplu, prin Bluetooth. Acum trebuie doar să selectezi o sursă de intrare conectată la sistem pentru a-ți accesa direct fișierele audio. Poți de asemenea utiliza acest buton pentru a modifica sursa media. Sistemul media este, de asemenea, o prelungire a smartphone-ului atunci când te afli în interiorul vehiculului, ceea ce înseamnă că poți efectua apeluri și îți poți accesa conținutul direct de pe ecranul multimedia. Mai întâi, trebuie să-ți asociezi telefonul cu sistemul multimedia. Asigură-te că Bluetooth este activ pe smartphone-ul tău și setează starea la vizibil. Apoi, apasă pe setări în meniul principal, apoi selectează gestionare dispozitive din fila dispozitive și apasă aici pentru a adăuga un dispozitiv. Atunci când telefonul este detectat, selectează-l din lista afișată. Ți se poate solicita un cod de confirmare. Telefonul tău este acum asociat cu sistemul multimedia.
reține că telefonul tău poate solicita autorizarea pentru partajarea contactelor, a jurnalelor de apeluri, a media, etc. Trebuie să autorizezi partajarea pentru a accesa aceste informații pe sistemul multimedia. Pentru a efectua un apel, deschide meniul Telefon și selectează unul dintre contacte. Apelul se inițiază automat. Poți de asemenea accesa jurnalul apelurilor în lista apeluri. Pentru a forma un număr, selectează Formare. Introdu numărul și apasă pe Apel pentru a iniția apelul. Când un apel este în desfășurare, poți asculta pe speakerphone sau la difuzorul vehiculului. În cele din urmă, poți utiliza acest buton de pe volan pentru conectare sau finalizarea unui apel. Pentru a ignora un apel, apasă lung. Apasă lung acest buton pentru activarea sistemului de recunoaștere vocală a vehiculului. Un semnal sonor și acest ecran indică faptul că recunoașterea vocală este activă. După aceea, poți rosti solicitarea. Pentru a vorbi din nou, apasă scurt butonul de recunoaștere vocală. Pentru a dezactiva caracteristica, apasă lung. Poți găsi mai multe informații de ajutor asupra modului și situațiilor în care să utilizezi sistemul de recunoaștere vocală în Setări, Dispozitive, apoi Tutorial. Apoi selectează Tutorial Smartphone. Meniul vehiculului poate fi accesat cu ajutorul acestui buton de comandă rapidă sau selectând Setări vehicul pe ecranul multimedia. După aceea, poți activa sau dezactiva sistemele de asistență la conducere și configura opțiunile de acces pentru vehicul. Din fila Sisteme de asistență la parcare, poți activa sau dezactiva camera de vedere spate și seta criteriul de detectare a obstacolelor pentru asistent parcare. Utilizează meniul Setări pentru a configura setările audio ale vehiculului și luminozitatea ecranului multimedia. Din fila Dispozitive, poți gestiona dispozitivele conectate la vehiculul tău, poți seta opțiunile Bluetooth și urmări tutoriale despre proiectarea smartphone și sistemul de recunoaștere vocală. În final, poți accesa setările sistemului multimedia din fila Sistem.